Deci, în conformitate cu decizia Consiliului de Conducere al ANACEC, din numărul 2 din 07 februarie 2023, a fost aprobată formarea Consiliului Științific, specialitatea de 231.02.2331, în cadrul Universității Tehnice, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezii de doctor în științe inginerești a doamnei Irina Alexei. Componența Consiliului. Mulțumesc, Emilian, președintele Consiliului, doctor habilitat în științe tehnice, profesor de stat, Universitatea Tehnică Moldova. Coșcar Irina, secretar a Consiliului, doctor în informatică, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică Moldova. Membri Consiliului. Volun Ion, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Universitatea Tehnică Moldova. Ababi Victor, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei. Avram Ion, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei. Cojocaru Igor, doctor în informatică, director Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale. De asemenea, a fost aprobat formare referențe oficiale, Costaș Ilie, doctor în științe tehnice, profesor universitar, Academie de Studii Economice a Moldovei. Și domnul Căpățână Gheorghe, doctor în științe tehnice, profesor universitar, Universitatea Tehnică de Stat din Moldova. Noi avem forum. Domnul Bolon e parcurs întârzi, el a să sosească în curând. Deci, în conformitate cu regulamentul ANACEC, declară ședința Consiliului Științific Specializat, respectiv deschisă. Deci, în conformitate cu regulamentul, secretarul științific al acestui Consiliu va prezenta actele dosarului competitorului, pretendentul la titlul de doctor și va răspunde la întrebările respective. Poftim. În Consiliul Științific Specializat a fost depus dosarul de către pretendenta doamna Irina Alexei în următoare componență. Decizia de formare a Consiliului Științific Specializat, teza de doctor și rezumatul tezei de doctor, hotărârea seminarului științific de profil, lista de prezență a membrilor seminarului științific de profil, formularul evaluării tezei de către seminarul științific de profil, informația privind lista modificărilor realizate în teză, lista lucrărilor științifice la tema tezei, suplimentul publicațiilor la tema tezei de doctorat, avizul pozitiv al Departamentului Telecomunicații și Sisteme Electronice, avizul conducătorului, lista de organizații pe adresa cărora a fost expediat rezumatul, inclus în dosar cu minim 30 de zile înainte de susținerea publică, adeverință de depunere a tezei de doctor în fondul Bibliotecii Universității Tehnice a Moldovei. Și deja în fondul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldovei urmează în timp de 5 zile să fie depusă teza de doctor. Toate actele sunt în corespundere cu prevederile reglementare ale ANACEC. Întrebări sunt la secretarul științific în privința completitudinii dosarului? Nu. Deci, în conformitate cu regulamentul, competitorul va prezenta în parcurs 20 de minute adesa teza, rezultatele obținute în rezultatul cercetării. Poftim! Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, referenți oficiali și oaspeți, astăzi voi prezenta rezultatele științifice obținute în urma activității de cercetare din ultimii 4 ani la tema tezei de doctorat, cadrul sistemic de securitate a comunicațiilor electronice pentru instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.
Actualitatea temei de cercetare relevă din provocările tot mai mari cu care se confruntă inginerii ce administrează rețelele și serviciile de comunicații electronice universitare, aspecte ce sunt reflectate în rapoartele prezentate de companii notorii în domeniu, care arată un impact destul de mare al atacurilor în domeniul educației, cu precădere în instituțiile de învățământ superior, și la fel și rezultatele obținute în urma studiului realizat în anul 2020, la care au participat cele mai mari 9 instituții de stat din Moldova, care au arătat că cel puțin 80% din instituții sunt sau au fost ținta atacurilor de securitate. Astfel, importanța unei abordări holistice a securității comunicațiilor electronice este tot mai mare. Respectiv, din analiza realizată, a fost formulat scopul tezei de doctor, care a constat în realizarea cercetărilor pentru elaborarea cadrului sistemic de securitate a comunicațiilor electronice, ce va contribui la securizarea rețelelor și serviciilor în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Pentru realizarea căruia au fost formulate 5 obiective de cercetare, și anume, 1. Identificarea și analiza problemelor de securitate ce se referă la rețelele și serviciile de comunicații electronice la nivelul național și internațional, cu accent pe instituțiile de învățământ superior. 2. Analiza situației actuale privind securitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. 3. Selectarea metodei științifice de elaborare a cadrului sistemic de securitate orientat pe îmbunătățirea procesului educațional academic al instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova. 4. Elaborarea cadrului sistemic de sporire a securității comunicațiilor electronice pentru instituțiile de învățământ superior în baza prevederilor standardului internațional ISO 27001. Și ultimul obiectiv, evaluarea cadrului sistemic de securitate a comunicațiilor electronice pentru instituțiile de învățământ superior în baza sau conform criteriilor de valoare. Pentru a realiza scopul și obiectivele de cercetare, a fost utilizată o metodologie complexă de cercetare pentru realizarea studiului contextual, conceptual și empiric, pentru care au fost selectate metode științifice relevante, așa cum este metoda propusă de Kitchenman pentru analiza literaturii de specialitate, cercetarea în știința proiectării, ingineria cerințelor de securitate, modelul Clemens-Hoffmann pentru abordarea formală a sistemelor, și metoda Delphi pentru evaluarea calitativă a cadrului rezultat, indicatori statistici așa ca media deviația standard și coeficientul de concordanță a lui Kendall. Noutatea și originalitatea științifică a tezei se referă la definirea conceptului de securitate a comunicațiilor electronice și la elaborarea propriu-zisă a cadrului sistemic de securitate și a metodologiei de evaluare a riscurilor de securitate, dezvoltarea unei aplicații prototip pentru reflectarea procesului de implementare a cadrului în mediul universitar național. Astfel, noutatea și originalitatea științifică constă în faptul că până la moment în literatura de specialitate nu a fost reflectată o analiză atât de cuprinzătoare și sistemică a procesului de asigurare a securității comunicațiilor electronice. Definirea problemei de cercetare s-a bazat pe 3 direcții și anume au fost analizate cadrele normative naționale și europene, a fost analizată esența și particularitățile comunicațiilor electronice în instituțiile de învățământ superior, așa ca tipul rețelelor de comunicații, modelul de configurare a rețelelor de comunicații, provocări de securitate ale domeniului, amenințări de securitate și stadiul cercetărilor actuale pe această dimensiune. Și 3. Studiul empiric al situației actuale privind problemele aferente securității comunicațiilor electronice, realizat în perioada 2020-2022. Astfel,
a fost formulată problema de cercetare, care constă sau a constat în elaborarea cadrului sistemic național de securitate a comunicațiilor electronice pentru instituțiile de învățământ superior, care ar asigura abordarea holistică a problemelor ce se referă la securitatea comunicațiilor electronice, prioritate la nivel internațional în ultimii ani. Conceptul de securitate a comunicațiilor electronice poate fi descris prin elementele cheie, rezultate ale cercetării, care sunt reflectate în figură și care au permis de a formula definiția propriu-zisă, și anume că securitatea comunicațiilor electronice poate fi definită ca realizarea obiectivelor de securitate, cum ar fi confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea, cu scopul de a se asigura un nivel acceptabil de securitate a rețelelor și serviciilor de comunicație electronice, a tuturor tehnologiilor comunicaționale, hardware sau software, față de amenințările cibernetice, prin alocarea de resurse pentru a reduce riscul cibernetic prin cerințele și politicile de securitate implementate. Pentru fundamentarea teoretică a cadrului sistemic a fost utilizat modelul Clements-Hoffmann, care este deseori folosit pentru descrierea sistemelor în care există un anumit nivel de incertitudine, precum sunt și sistemele de securitate. Astfel, un sistem de securitate este definit sau este compus din mulțimea elementelor, obiectelor ce trebuie protejate, amenințărilor de securitate, cerințelor, vulnerabilităților și a căilor protejate. Și din relațiile care din relațiile care rezultă dintre acestea. Astfel, pentru modelul sistemului de securitate complet protejat, se prezintă următoarea condiție, care poate fi analizată în formula 3.4, doar că un astfel de sistem este ireal de obținut în mediul real, și deoarece securitatea absolută nu poate a priori să existe în sistemele reale, poate să meargă vorba doar despre un anumit nivel de securitate la un anumit moment dat de timp, astfel că gradul de securitate al sistemului, precum se poate vedea în 3.8, este invers proporțional riscului rezidual pe care îl prezintă activele sau obiectele acestui sistem. Pentru abordarea sistemică a securității comunicațiilor electronice a fost utilizat ciclul lui Deming sau modelul PDCA, care este de altfel recomandat și de ISO 27001, care prezintă întregul proces de implementare sau ca un ciclu de viață continuu, ce presupune 4 etape: planificare, realizare, verificare și acțiune, pentru care au fost stabilite activități specifice din mediului educațional și anume instituțiilor de învățământ superior, abordând întreg procesul ca și un proiect conform noilor cerințe ale standardului ISO 27001. Pentru operaționalizarea cadrului sistemic de securitate se propun spre implementare 7 etape și 12 indicatori cheie de performanță, după care va putea fi evaluată implementarea cadrului sistemic, și anume elaborarea politicilor de securitate, administrative și tehnice, identificarea activelor bazate pe comunicații electronice importante, identificarea obiectivelor de securitate și dependența de sistem, identificarea amenințărilor de securitate generice și specifice activelor, evaluarea riscului cibernetic, pentru care a fost propusă o metodă orientată pe procesele educaționale, identificarea cerințelor de securitate și prioritizarea acestora în dependență de riscul pe care îl prezintă un anumit activ, ca fiind cerințe de bază, standard și sporite, și completarea depozitului cu controle de securitate relevante. De asemenea, a fost dezvoltat instrumentul ICSCE,
care poate susține procesul de implementare a activităților propuse în cadru pentru a minimiza efortul necesar activităților de management al securității comunicațiilor electronice. Iar în baza modelului formal Clemens Hoffmann au fost create funcții care au creat pentru generarea relațiilor dintre elementele sistemului. De asemenea, pentru evaluarea cantitativă a nivelului de implementare a cadrului, a fost creat un modul separat care permite de a calcula în baza de 30 de întrebări generate în baza indicatorilor de performanță, care este gradul de implementare a cadrului într-un moment dat de timp. Pentru a reflecta cum poate fi implementat cadrul de securitate, a fost simulată o infrastructură redundantă care reflectă rețelele de comunicații ale Facultății de Electronic și Telecomunicații UTM și din imagine, nu știu cât de bine se vede, am încercat să fac cât mai mare. Conform infrastructurii prezentate, a fost realizată prioritizarea cerințelor de securitate în dependență de riscurile pe care le prezintă anumite active bazate pe comunicații electronice, ca fiind, după cum am mai spus, de bază standard sau sporite pentru acele active care prezintă un risc sporit. Și de asemenea, modulul prin care se poate evalua nivelul de implementare a cadrului, ce permite de a avea o imagine de ansamblu și a înțelege câți indicatori de performanță sunt realizați de o instituție de învățământ superior la un moment dat de timp. De asemenea, a fost realizată evaluarea calitativă a cadrului, pentru care, după cum fost specificat, s-a utilizat metoda Delphi, care este o metodă calitativă, și a fost realizată analiza comparativă a cadrelor de securitate existente în baza prevederilor din standardul ISO 27001. Astfel, prin analiza respectivă, s-a urmărit de a demonstra că cadrul propus este unul original și este diferit de celelalte. Concluzii finale și recomandări. Au fost formulate 5 concluzii generale la teza, și anume, 1. Principala contribuție a tezei constă în elaborarea unui cadru inovativ, necesar pentru asigurarea securității comunicațiilor electronice universitare, de sus în jos, ce corespunde strategiei de dezvoltare formală a sistemelor de securitate și stabilește un proces clar de implementare, conținut din 7 etape importante de operaționalizare și care poate fi evaluat cantitativ prin 12 indicatori cheie de performanță. 2. Este propusă o nouă definiție a conceptului de securitate a comunicațiilor electronice în baza elementelor cheie identificate, iar concluzia generală constă în faptul că securitatea nu poate fi măsurată datorită complexității elementelor fuze care formează sistemul de securitate, respectiv și securitatea fiind fuzii, iar scopul implementării cadrului de securitate este de a crea un scenariu cât mai securizat pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, reieșind din șirul amenințărilor de securitate existente într-un moment dat de timp. 3. A fost dezvoltat un model de evaluare a cadrului, prin care a fost evaluat și confirmat cadrul sistemic de către experții și persoanele responsabile din instituțiile de învățământ superior, iar media obținută a constituit aproximativ 4,6 din 5 puncte posibile conform scării Likert. Rezultatele științifice obținute au fost implementate în 3 instituții de învățământ superior din Republica Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu și Universitatea Liberă Internațională din Moldova, fapt confirmat prin actele de implementare. 4. Analiza comparativă dintre cadru și alte cadre de securitate elaborate de cercetători la nivel internațional a demonstrat originalitatea soluției propuse în teză prin elaborarea unei noi metode de evaluare a riscului activelor bazate pe comunicații electronice,
determinarea principiilor de securitate supuse amenințărilor generice de securitate, specificarea cerințelor de securitate și a priorității de implementare, crearea unui depozit care conține cerințele de securitate, amenințările și activele importante, ce pot fi utilizate de către practicieni pentru a se asigura implementarea cerințelor de securitate comune în instituțiile de învățământ superior, dezvoltarea prototipului ICSSCE, care va putea fi utilizat ca ghid în procesul de implementare a cadrului și pentru a avea o privire de ansamblu asupra statutului securității comunicațiilor în universitățile naționale. Și ultima, că cadrul și prototipul aplicației dezvoltate au fost validate prin utilizarea studiului de caz, drept referință a servit Facultatea Electronică și Telecomunicații, acțiune ce a permis reflectarea întregului parcurs al implementării. Cunoștințele și simulările au fost intercalate ulterior în cadrul orelor de curs și lucrărilor de laborator la disciplinele Securitatea Informației în Sistemele de Telecomunicații și Securitatea Informației din cadrul Facultății Electronică și Telecomunicații și la disciplina Tehnologie ale Securității Informaționale din cadrul Facultății Calculatoare Informatică și Microelectronică, UTM. Au fost publicate 11 lucrări științifice la tema tezei de doctor în reviste internaționale și naționale de clasa B+, la fel și comunicări la conferințe internaționale, unul din articole fiind indexat în baza de date Scopus, iar numărul citărilor din Google Scholar demonstrează interesul internațional față de tema abordată. Ca și activitate științifică complementară, pe parcursul ultimului an, mai exact, am fost recenzent la 3 reviste științifice indexate în Web of Science, la 6 articole și pentru Journal of Engineering Science al UTM. Și am realizat și finalizat în acest an un mic proiect științific. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim! V-ați încadrat în 20 de minute, chiar mai puțin. Deci, și acum întrebări, poftim, cine dorește? Formulați, vă rog, întrebări referitor la rezultatele obținute de către pretendentul titlul științific respectiv. Nu sunt întrebări, atunci eu voi cineva să vă gândi, să vă pune. Eu am întrebări. Prima. Dumneavoastră ați menționat că au fost evaluați, deci 17, îmi pare că indicatori, în mod 12. Calitativ. 12, da? Calitativ. Deci apare imediat întrebarea. Din punct de vedere aspectul cantitativ, cum pot fi evaluat acești indicatori? Din punct de vedere cantitativ, evaluat nimeni nu acestă instituții. Da? Pentru instituții a fost creat un modul în care cantitativ evaluează numărul de indicatori care au fost implementați. Și dumneavoastră ați menționat că au fost efectuate simulări. Simulări în ce sens? Ați folosit simulatoare? Da. Am folosit simulatorul Packet Tracer pentru a simula Packet Tracer. Da, rețeaua de comunicații a Facultății de Electronică și Telecomunicații. Și încă o întrebare, de ce dumneavoastră ați folosit metoda DELF, SAT, care a fost propusă, da? AHP. Ea presupune, de ce folosirea experților respectiv în domeniu cu calificația respectivă, deci și metoda respectivă, da? Însă indicatorii este poate fi faze, așa, adică subiectivi, sau nu? Deci eu ca expert îmi propun deci, o mărime oarecare, dumneavoastră alta și așa mai departe, nu-și folosind această metodă, deci acolo se determină
fondurile respective a vulnerabilităților. Așa e, da? Da. Există metode care determină în mod obiectiv. De exemplu, deci metoda entropiei respective a indicatorilor respective. De ce n-ați folosit-o? Metoda cantitativă de evaluare o voi folosi neapărat în cercetările ce urmează. Deci apar o mulțime de probleme din punct de vedere dificultatea obținerii eșantionelor statistice, așa e sau nu? Da, avem nevoie de a mări, în primul rând, numărul instituțiilor care se implementez, ca să avem date reprezentative statistic pentru a realiza entropia. Și un volum excesiv de informație și timp, așa e? Bun, mulțumim. Cine mai dorește să formuleze întrebări? Poftim? Domnul Cojocaru? Dr. Hrăi, conferențiar. Menționate aceste 7 etape, 12 indicatori. În cât timp, probabil acest exercițiu iterativ trebuie să fie, cât timp va lua pentru a implementa într-o instituție din mărimea acum după absorpția organizațiilor? Știm că Universitatea Tehnică nu ești cea la momentul când numează să fie studiul, de exemplu, pentru a efectua într-un institut, una din instituții, de exemplu, UTM după transformare, USM sau USMF. Cam cât timp ar lua? Cam cât timp ar lua implementarea inițială? Cred că cel puțin 4 luni. Pentru că este necesar de a evalua, de a înregistra absolut toate activele, de a face o analiză a riscului pe care au prezentat activele. Activele Universitatea Tehnică, de exemplu, având câteva campusuri universitare, asta crește, pur și simplu, numărul orilor necesare pentru... În alt context, deoarece elementul de bază este, de fapt, recomandările standardului 27 din mii și bravo că ați urmat recomandările actualizate la ultima ședință. S-a schimbat contextul, inclusiv a Universității Tehnice. De exemplu, noi până mai de ună am avut responsabil de securitatea de în Republica Moldova, centru STISC, Serviciul Securitate. Și, din păcate, el nu s-a isprăvit, în opinia mea, cu această responsabilitate, în profita faptului că s-a elaborat acea fătorie 201, care numea să-ți menționat-o, cerințe mele de Securitate Cibernetică nu s-a isprăvit. Acum a apărut această academie în cadrul Universității Tehnice a Moldovei. Care este, dumneavoastră, de fapt, ați avansat în cercetare, care este viziunea dumneavoastră, cum ar putea fi transferate rezultatele obținute în suportul acestei academii, care, de fapt, eu, la moment, o văd cea mai relevantă de a testa ceea ce ați propus dumneavoastră. Păi, dacă Academia, fiindcă încă nu știu nemijlocit prioritățile lor de activitate, dacă se vor ocupa inclusiv, dar presupun că da, știu că este vorba despre organizații publice, de instituții, ar putea tocmai să fie acea entitate care să se ocupe de implementarea cerințelor comune de securitate și a unui cadru comun pentru toate instituțiile de învățământ. Poate să evalueze în timp ce funcționează, ce nu, cu atât mai mult că cadrul este unul scalabil și adică pot fi adăugate sau pot fi excluse anumite cerințe în dependență de complexitatea rețelelor universitare. Fiindcă, de exemplu, Universitatea Tehnică este foarte mare, sunt instituții mult mai mici și iată, în sensul ăsta, Academia de Securitate Cibernetică presupun că ar putea avea rolul ăsta de catalizator, dacă este corect să zic, care să... În competiție și așa organizație catalizator. Da, care să vadă cum se evalueze în timp cadrul, să modifice, să adauge, astfel încât să avem toate instituțiile să aibă un nivel de, un sistem de securitate implementat. Mulțumesc. Întrebări, poftim, cine dorește? Ok.
Eu numai vreau să completez. Trebuie crescut că nu numai pentru instituțiile superioare de învățământ, dar și pentru alte entități economice. Dar cine este academic? Mulțumim pentru asistență. Vă doresc multă sănătate și facere bună. Poate evaluarea indicatorului cantitativ? Da. Deci probabilitatea, deci impactul riscului și așa mai departe, deci operăm cu anumite de probabilitate sau grad de apartenență faze de diferite tipuri, da sau nu? Da, da. Deci pentru aceasta trebuie de folosit, spunem așa, un formalism matematic respectiv. De exemplu, teoria jocurilor respective, dinamice, mai departe, folosim pachete de software de respective program sau rețele Petri cu parametri faze respective stocastici. Pentru că aici merge vorba nu numai de incertitudini probabilistice, dar și incertitudini pe faze, sau nu? Da, de incertitudine... Asta pe viitor veți fi da, sau? Da. Cum am înțeles. Neapărat. Mulțumim. Încă întrebări, poftim, onorată asistență. Numai Babi, poftim. Abordarea holistică a problemei asta privește un oarecare aspect de abstractizare. Nu credeți că în procesul de abstractizare puteți pierdeți unele obiective care pot fi spuse cercetării? Având o abordare holistică, tocmai pentru asta, iată, dacă o să fie implementată sistemul, o să fie promovat mai exact de Academie, o să vedem în ce mod putem să facem ca să nu se întâmple acest lucru, dar în același timp abordarea holistică este tot mai promovată și recomandată de instituțiile din domeniu. Încă întrebări, poftim. Cine dorește? Și nu sunt întrebări. Nu sunt. Atunci trecem la următoarea etapă. Deci, în conformitate cu regulamentul, deci secretarul științei va aduce la cunoștință obiecțiile și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil și în nota informativă ANACEC și avize altor centre științifice și domeniul respectiv. Deci, cum este valoarea științifică? Onorată asistență, deci din partea seminarului științific de profil nu a fost obiecții. Din partea ANACEC a fost formulate următoarele recomandări și obiecte și eu le citesc. Prima recomandare. Se recomandă redactarea temei tezei de doctorat prin utilizarea frazei cadrul sistemic analogic cadrului național european al calificărilor, iar fraza din Republica Moldova este de presos, întrucât nu sunt cuprinse toate universitățile din țară, iar o problemă tehnică rezolvată poartă un caracter mai general. Citesc toate sau răspund? Da, da. Citesc toate și după aceea nu mi-e vă răspund. Da. A doua recomandare. De modificat în compartimentul adnotarea, versiunea în limba rusă, terminul candidatscaia disertație în corespundere cu standardul național de confirmare a titlurilor științifice de doctor. Mai departe, descris elementul ipoteză cercetării în compartimentul introducere. De reflectat în capitolul de analiză securitatea comunicațiilor electronice, aspecte ce țin de mijloace tehnice electronice de securitate ale rețelelor de comunicație. Se propune de a comasa capitolul 1, securitatea comunicațiilor electronice și capitolul 2, metodologie de dezvoltare a cadrului sistemic de securitate a comunicațiilor electronice, deoarece în aceste capitole s-a efectuat o analiză a lucrărilor altor autori. De reformulat fraza metode statistice descriptive, așa ca medie de deviație standard inferențiale de pe pagina 14, deoarece medie și deviația standard sunt indicatori statistici, nu metode statistice descriptive sau inferențiale.
de concretizat unele date după cum urmează. Autoarea a dezvoltat CSSCE conform ciclului PDCA al Udemy, o diagramă circulară, dar pe care l-a prezentat în formă de diagrame schelet de pește al lui Ishikawa, figura 3-4 din temă. De redactat concluziile, unele concluzii finale sunt formulate nereușit, deoarece conform expresiei, principala contribuție a tezei este CSSCE, care reprezintă un cadru generic elaborat pentru a modela securitatea CE universitare în baza analizei esenței și particularităților CE din Institutul de Învățământ Superior, sub capitolul 1.4, a studiului empiric realizat cu scopul de a evalua securitatea comunicațiilor electronice în Instituții de Învățământ Superior Naționale, sub capitolul 1.5, a studiului aprofundat, secțiunea 2.3.1. Rezultă că autoarea deja a rezolvat problema de cercetare deja în capitolele de analiză 1 și 2. Alte elemente din această frază, prin care are loc abordarea securității ce e de sus în jos, utilizând strategia de dezvoltare formală a sistemelor, secțiunea 3.1.2 și stabilirea unui proces clar de implementare, constituit din 7 etape importante de operaționalizare a CSSCE și 12 indicatori cheie de performanță, secțiunea 3.2.3, în bază cărora poate fi evaluată obiectiv securitatea comunicațiilor electronice, puteau fi abordate separat pentru a conferi aceste părți un caracter concret. Teza și ultima recomandare, teza trebuie supusă unei redactări stilistice și tehnice formatare. Mulțumim! Deci, doamna Alexei, expuneți părerea pe marginea acestor observații, vă rog. Toate observațiile au fost implementate, mai puțin cea care se referea la comasarea capitolului 1 și 2 din teză, deoarece analiza care este făcută acolo sau studiul care este făcut acolo nu este făcut pentru a formula problema de cercetare sau direcțiile de cercetare sau de a evalua domeniul, ci este realizată cu scopul face parte din metodologia de cercetare pentru a identifica deja soluții pentru problema formulată în capitolul 1. Și capitolul 2 se referă în general la metodologia de cercetare. Și dumneavoastră ați expus aceasta în scris? În deci, nota informativă. Nota informativă este în dosar, da? Da, da. Mulțumim. Deci, în conformitate cu regulamentul, scenariul respectiv, deci cuvântul se referă... Ce? Să spun că a, poftim. Da. Și să adaug că au fost prezentate 6 avize. Toate avizele sunt pozitive și nu conțin obiecții. Mulțumim. Deci, oferim cuvântul conducătorul științific, domnului Pavel. Vreau să menționez doctor conferențiar. Alexei Arina, pe parcursul elaborării tezei, s-a manifestat ca o competitoare bine pregătită, disciplinată, sârguincioasă, posedă capacități de a se concentra și a selecta din mulțime de subiecte cele mai importante, adică cele primare. Prin elaborarea cadrului corespunzător a contribuit privind dezvoltarea securității informației și s-a lăsat și ea o amprentă în direcția corespunzătoare de securitate informației. Mulțumim. Întrebări față de conducătorul? Sunt întrebări? Nu. Mulțumim. Și acum, deci la scenariul următor, referențe oficiale, își expun părerea din punct de vedere valoarea științifică și aplicativă a tezei. Deci, domnul Costa Șilie, doctor de departe științe tehnice,
accesul în este, dar se poate de loc, tot până tribună nu este, așa că se poate de loc. Mai aproape. Estimați, domnule președinte, estimați colegi, doamnelor și domnilor, mă simt onorat să fiu referent oficial la teza de doctor, mai ales în cadrul Universității Tehnice. Întotdeauna am stimat foarte mult această instituție. Aici am ținut și eu teza a doua. Și de atunci colaborăm foarte intens, dar despre asta se poate vorbi mult. Eu, în special, vreau să menționez seminarul de profil, specializat de profil. Vă spun, așa un seminar serios, care discută în modul cel mai serios, care discuta că în banii de seminarii și-au pierdut sistemul de ocupare de rău, dar vă spun, discuțiile erau atât de serioase și erau un seminar de profil orientat nu numai la discutare tezei, dar era un seminar chiar și între profesori, făceau schimbă de păreri. Era, adică și profesorii, participanții la seminar, era o școală și pentru ei. Nu am observat nici cea mai mică formă de atitudine formală față de tezele care discutau. Și aceasta contribuie mult la bunătățirea tezelor. Fiecare susținere de teză e un eveniment foarte important. Cum a spus astăzi, de cum a reușit să-mi spună domnul decan, că mai dar cu păreri de rău nu chiar stau în rând prea mulți doctoranți la susținere tezei, în doctorantură, același lucru și la noi, și îmi pare că chiar cam în toate instituțiile, cu păreri de rău. Adică, de ce eu am subliniat că e un eveniment care, cu păreri de rău, am impresie că tot mai puțin și mai puțin nu faci pe el. Adică nu mai entuziaști, merg în domeniul și cu atât mai valoros e fiecare susținere. Acum despre teză. Teza e foarte actuală. Dacă la primele etape ale dezvoltării societății informaționale, cercetările erau concentrate mai mult asupra tematicii de dezvoltare metodelor de informatizare, a extinderea domeniilor de informatizare. Acum, noi, în ultimii 10 ani, în special în ultimii 5 ani, ne concentrăm, cercetătorii se concentrează la calitatea sistemelor, a tehnologiilor informaționale și mai departe. Securitatea e cea mai serioasă, cea mai importantă calitate sau criteriu de calitate a unui sistem informatic. Și că, în sensul ăsta, în ultimii ani, și aici sunt unele probleme, că primele cercetări ce țin de problematica securității erau concentrate mai mult asupra infrastructurilor critice, chiar subliniat pentru infrastructurile critice, ca să încerce să sublinieze mai mult valoarea și calitatea securității. Acum se înțelege foarte mult valoarea securității, că numărul de atacuri crește vertiginos. Dar nu numai în infrastructurile. Dacă infrastructura instituțiilor superioare de învățământ era considerată necritică. Și la primele etape nu se dă de atenție la asta. O infrastructură critică, da. Uitați-vă că răufăcătorii consider altfel. Și aici, în statistică, îmi pare că doamna a subliniat că statistica și aici în creștere foarte serioasă. Acum, după transferul instituțiilor de cercetări științifice din Academia de Știință în cadrul universităților, mi se pare că și aici devine o infrastructură critică, fiindcă acolo sunt cercetări fundamentale și asta e producția noastră de bază a Republicii, rezultatele cercetărilor fundamentale. Iacă aici golul ăsta care era până acum s-a format, că nu era o orientare sistemică în domeniul asigurării securității informaționale în sistemul educațional, dar acum e sistemul și educațional, dar și științific împreună. Iacă aici, actualitatea tezei de astăzi e sprijinită în special de problema aceasta care a apărut după schimbările în structura sistemului de învățământ și științific în Republică. Ce vreau să mai spun aici ca doamna
autoare, adică doctoranda doamna Alexei, a ales o metodologie de cercetare științifică foarte relevantă, tematice pe care a ales-o. Infrastructura, adică cadrul sistemic. Eu de obicei, de fiecare dată, subliniez că orice metodologie de cercetare științifică, dacă e pretinde la cercetare științifică adevărată, trebuie mai decât să fie bazată în primul rând metodologie, să fie bazată pe adaptare sistemică. O rotiță ai făcut, da? Examinând în urmă aceste rotițe într-un sistem, într-o mașină mai astea. De aici, cu atât mai mult, e un sistem destul de complicat și întotdeauna abordarea sistemului trebuie să fie la bază oricărei metodologie de cercetare. Deci, nu putea să fie altă abordare, fiind cadrul sistemic, cum poți să lucrezi fără o abordare sistemică, dacă nu e abordare sistemică. Mai este și aceea că, doamna, da, metodologia folosită, aici, dumneavoastră a folosit toate etapele caracteristice pentru metodologie de cercetări științifice, începând de la argumentarea temei, documentarea științifică, bibliografică, în baza analizei și sintezei studiilor științifice relevante în domeniul cercetat, studiile empiric cu ajutorul metodei de cercetări tehnice, utilizarea unor metode calitative, dar și cantitative, și explicare, așa se numește etapa de elaborare, lămurire, argumentare, rezultatelor și mai departe. Eu cred că metodologia cercetării și etapa asta de numește explicare, ca etapa metodologiei cercetării. Dar și vedeți că, deși nu complet, dar rezultatele cercetării științifice sunt implementate între Universitatea UTM, Universitatea Medicină și ULIM, da. Și în sensul acesta, când ies și implementare, înseamnă că ciclul de cercetări e închis, e încheiat, e complet. E dimensionat că metodologia de dezvoltare a cadrului sistemic de securitate a comunicațiilor electronice este detaliat descris într-un capitol aparte. Ceea ce dumneavoastră v-a făcut observație, că ar trebui altfel, că le-a părut printre altele, mie prima dată când am citit tot, mai de ce se repet când metodologia deja e descrisă acolo și când acolo. Dar eu, din potrivă, subliniez că asta e parte pozitivă, ce este capitolul ăsta, fiindcă aici e puțin altceva decât ceea ce am înțeles în acest. Bine, cu noutatea și originalitatea științifică, aici nu e nicio îndoială. Eu am acceptat toate formulările rezultatelor științifice. O abordare corectă, sistemică, o metodologie corectă, a permis să obținem și rezultate frumoase. Eu consider că sunt rezultate frumoase pentru că, pentru prima dată în Republică, noi vedem o încercare de a sistematiza și de a propune tuturor un cadru sistemic de orientare pentru practicienii, dar chiar și pentru cercetătorii din domeniu, fiind mai departe, pot fi cercetate aspecte aparte, inclusiv și asta evaluarea cantitativă. Sigur că chiar și acolo unde doamna pretinde că e cantitativă, tot e calitativă, pentru că se folosesc experții. Dar metoda de experți întotdeauna rezultatele sunt subiective întotdeauna. Noi spunem la studenți, băi, ți-am pus notă obiectivă. Nu pun niciodată profesorul notă obiectivă, pentru că asta e metoda de experți. Noi folosim metoda de experți când punem notă studenților. Așa că nu trebuie să... Vă dați metoda de experți înseamnă subiectivă. Dar nu consider. La etapa asta eu cred că poate fi acceptată și metoda aceasta. Mai departe, ne are planuri, am înțeles așa din discuția noastră, că o să iese și la metode cantitative, dar cercetările aici, mie pare mai se încep, așa că nu trebuie să cerem dumneavoastră să rezolve toate problemele deodată. Bine, adică rezultatele principale conceptul de securitate a comunicațiilor electronice și dezvoltarea bazelor de cunoștințe aferente domeniilor în cauză, și cadrul sistemic de securitate a comunicațiilor electronice și a metodologiei de evaluare a riscurilor de securitate. Pentru reflectarea procesului de implementare a cadrului sistemic de securitate și așa mai departe, în mediul universitar național a fost dezvoltată o aplicație prototip. Tot e un fel de implementare, dar implementarea a tehnologiei de folosire a teorie, ca să... Da. Vorbim despre evaluarea aplicativă a cercetării, eu cred că aici
se vede din start că scopul principal al lucrării e asigurarea, la urmă urmei, pentru asigurarea securității reale în sistemul universitar, în comunicații electronice. Adică cei care vor folosi teoria asta, ei folosesc nu pur și simplu ca cititori să mai spate, ei o folosesc ca orientare în lucrurilor practic care vor îndeplini când vor implementa, vor elabora vor niște sisteme concrete în universitățile lor. Așa, și valoarea aplicativă a cercetării este confirmată și prin implementarea rezultatelor în trei instituții academici deja le-am numit. Concepterea, mai departe se cere ca să fie evaluată concepterea și calitatea textului, aici n-am observații. Am găsit câteva acolo fraze care pot fi altfel formulate sau de asta, fiecare din noi, nimeni nu poate pretinde că la sută de procente pasează de așa mai departe. Este niște chestii, niște nuanțe care nu trebuie să nici vorbim despre ele. Textul de bază a lucrării ocupă 121 de pagini, 19 tabele, 46 de figuri, expunerea ideilor și a rezultatelor obținute în principiu este clară, materialele grafice și tabele completează în mod reușit partea textuală. Adică eu merg pe cerințele care sunt în regulament. Asigurarea bibliografică. Eu cred că aici nu sunt probleme, nu pot. E 243 de titluri și toate relevante, adică eu nu termin ca să mai fi văzut o lucrare la nivel de teză de doctorat, ca să fie atâtea referințe, atâtea, să fie procesate, prelucrate, atâtea surse. Toate sursele sunt, adică majoritatea surselor sunt recente. Chiar dacă sunt și mai vechi, unele care pot fi discutate din punct de vedere, dar ele sunt relevante. Adică nu sunt probleme cu sursele. Așa, calitatea concluziilor generale și recomandărilor. Aici totul e bine formulat, toate recomandările sunt clare și asta nu o să citesc totul. În avizul care l-am dat acolo, toate astea sunt argumentate, mai detaliate, dar o să mă opresc la aceasta. Corespunderea conținutului tezei cu tema, publicații și rezumatul tezei. Conținutul tezei corespunde temei aprobate. Rezultatele cercetărilor expuse în teze sunt publicate în 11 lucrări științe. Și în primul rând, și aici sunt, sunt adică cu rezervă făcut și după număr, dar principalul meu mi-a făcut impresie că sunt foarte calitative. Inclusiv 6 articole ca autor principal, 5 articole semnate doar de autorul tezei, 6 lucrări publicate în reviste științifice de specialitate, inclusiv 3 în străinătate și 3 în reviste naționale de categorie B+. 2 lucrări au fost prezentate la conferințe internaționale din străinătate, dintre care una a fost indexată în Scopus. Adică aici totul e bine și eu cred chiar cu rezervă. Chiar cu poate puțin mai detaliat o să mă opresc la obiecții și sugestii. În primul capitol este o analiză foarte detaliată, a situației în domeniu. Și aici eu vreau să atrag atenție la contribuția cercetătorilor autohtoni. Contribuția cercetătorilor autohtoni e fragmentată. Ea este practic completă, despre asta o să mai vorbesc, dar principal, dumneavoastră a ales că contribuția cercetătorilor în contextul aspectelor care au fost analizate în capitolul numărul 1, pe lângă referințele care le-a făcut la cercetătorii de psihotare, deodată a făcut referințe și la cei autohtoni. Și asta e bine, că vezi deodată pe aspecte cum... Dar, din alt punct de vedere, se primește chiar că aspectul tare și fiecare dată, adică contribuția autorilor autohtoni, cercetătorilor autohtoni, e fragmentat. Mie îmi pare, și asta e foarte bine ce s-a făcut, mie îmi pare că era și mai bine dacă făcea un extras, măcar pe o pagină, sau jumătate de pagină, denumit, de pildă, generalizare contribuției cercetătorilor autohtoni. Și referindu-se la ce detaliat pe aspecte a fost examinat, aici îți fac numai.
aspectele tematicii din teză a fost în atenția următorilor cercetători din Republica Moldova. Alt aspect în atenția cutare și așa mai departe. Astfel, aspectele cutare au fost în atenția cercetătorilor din Republica Moldova, dar au rămas și niște aspecte care n-au, nu, fără atenția cercetătorilor. Adică aici a fost o pregătire, în primul rând, o generalizare a contribuției cercetătorilor din Republica Moldova și, în al doilea, ar fi și mai convingătoare o bază, un argument pentru argumentarea temei, tezei de cercetare. Bine, mai departe. Se observă unele scăpări în lista cercetătorilor autohtoni. De exemplu, Brăneța Grigori, care are un șir de lucrări, cel puțin 18 lucrări, două monografii în domeniul rețelelor electronice, de comunicațiilor electronice, dar și o teză de doctor în informatică, menționată în concursul național, ca cea mai bună teză a anului. Și asta a fost până în urmă. Două monografii în care ies și partea cu normativele, cu partea juridică, dar și partea tehnică, altă monografie. Adică, mie mi-a fost puțin neclară de ce ați scăpat asta, pentru că și monografie și toate astea au fost în publicațiile noastre, tot în reviste științifice din Republica Moldova, Economica, și parcă are și în, la, nu, la Universitatea Tehnică, nu are, îmi pare, cu toată ceva. Da. Sunt discutabile unele noțiuni utilizate în text, de exemplu, figura 2.3, este așa, denumirea cadru slash standardul recomandat pentru implementarea în instituțiile de învățământ superior. Adică, cum e scris aici, ai putea să crezi că cadrul și standardele, și standardul, este sinonim pentru autor. Eu am vorbit cu dumneavoastră, dumneavoastră a avut în pierd puțin altceva, dar eu am spus cum am înțeles eu. Adică nu e exclus și varianta că poate fi înțeles cum am înțeles eu, dar eu am înțeles așa că, și subliniez aici, că aceste două noțiuni nu sunt sinonime. Și nu trebuie de admis, pentru că standardul e o reglementare absolut strictă, care trebuie întocmai respectată. Dar cadrul e ceva care îți dă direcție, îți dă, poate asta ia, e o orientare care poate fi respectată, dar care poate fi și așa interpretată puțin. E, nu e grav. Și ce mi-a spus dumneavoastră are dreptate și la, are dreptul și la interpretarea care dumneavoastră are, dar am spus că ele sunt discutabile. Nu spun că aici e gata. În compartimentul direcției viitoare de cercetare, e menționat că securitatea nu poate fi considerată obiectivă. Securitatea, mie îmi pare că chiar e foarte obiectivă și mai ales partea aceea cu pierderile enorme care sunt odată când se încalcă, se atacă și așa mai departe, chiar pot fi chiar și cantitativ evaluate. Da? Dar sigur. Și pot fi cantitativ evaluate, adică iese o parte. Și în tehnologie informațională, în general, se subliniază. Nimic, când e vorba de utilizarea tehnologiilor informaționale, nimic nu e curat, nu poate fi evaluat doar cantitativ sau doar calitativ. Sunt și criterii calitative și criterii cantitative. Calitative chiar subliniază că ele sunt prioritare, adică sunt mai multe. Care, dar, adică ele sunt. Eu cred și mi-am spus părerea că era mai așa, alt chestie, aș fi fost de acord că securitatea nu poate fi evaluată doar obiectiv. Deoarece derivă de percepția individului. Când e vorba de experți, sigur că depinde de unul vede într-un fel, altul vede din altul. Evaluarea cadrului sistemic de securitate a comunicațiilor electronice este prioritar calitativă, ceea ce am spus deja, dar dumneavoastră știi direcțiile cum se fac mai departe și la urmă. Noi când vorbim de... Noi vorbim acum de rezerve, nu de ce de casă n-a fost făcut, înseamnă gata e... Adică vorbim de rezerve care mai departe ar fi bine să fie luate în considerație următoarele cercetări. Aici vreau să subliniez că ceea ce am spus eu nu e grav. Astea sunt niște fine, niște aspecte fine, care pot fi luate în considerație, pot să nu fi luate. Și chiar concluzia generală este că observațiile enumerate
nu se referă în esență, adică se referă în esență doar la formă prezentării, nu la, adică nu influențează calitatea rezultatelor. Și concluzie, ca să nu creadă cei din care se mai implică pe urmă în proces, eu subliniez cu o frază. Deci nu se cer modificări de modul. Da? Ca să arăt că am lucrat, fiecare că am făcut și observați cele. Acum o să știți concluzie finală. Lucrarea reprezintă o cercetare completă, conținând dezvoltări teoretice și practice importante pentru inginerie și tehnologie comunicațiilor electronice, în special în domeniul asigurării securității comunicațiilor electronice pentru instituții de învățământ superior de Republica Moldova. Rezultatele principale au fost prezentate într-un șir de publicații de valoare și au fost discutate la conferințe internaționale. Lucrare, cadrul sistemic și mai departe, toate denumirile nu o să citesc, prin actualitate teme abordate, noutate științifică, semnificație teoretică și aplicativă rezultatelor, prezentate, corespunde cerințelor înaintate de ANACEC, față de tezele doctor, iar autoarea, doamna Alexei, are în medică conferire gradul de doctor în științe inginerie și la specialitatea cutare, adică inginerie și tehnologie comunicațiilor electronice. Și la sfârșit vreau să vă felicit că ați făcut o teză bună și eu v-aș propune că e teză de orientare generală, în cadrul sistemic, și mie îmi pare că dacă mai iau în considerare unele doleanțe care noi se formulăm despre termen și aici formulăm niște rezerve care sunt. Ați putea să pregătiți monografie frumoasă în cadrul și lasă fie. Dar mie îmi pare că aici ați putea de să o extindeți puțin, având în vedere că transferul ăsta a instituțiilor de la Academie de Științe și aici ar putea să apară niște aspecte noi care ar îmbogăți tematica. Adică felicitări conducătorului și dumneavoastră și vă doresc succes în voi. Mulțumim. Întrebări către referentul oficial. Poate nu am o dreptate în voi. Mi-am pus și eu subiectivul. Sunt întrebări. Eu am o reclamă. Profesor, ați menționat o lucrare scurtă și doctorandă la fel. Adresând de componente de securitate, totuși sunt două lucrări. Nu e posibil. Da, sunt două. Spun. A fost două, nu sunt. E de cine nu? La tema tezei este una. Sunt două lucrări. Eu le-am luat la tema tezei. La tema tezei. Nu, eu am luat din rezumat. Nu, una e pusă în 2023, mai e când a predat. Eu cu plăcere confirm. Eu sunt cu mâna timpul și a spus întrebări, vă spun și o remărți. Bun, mulțumim. Deci, cuvântul se referă referentul oficial, domnul Căpățână, Gheorghe, doctor în științe tehnice, profesor universitar. De la domnul Căpățână, ca să mă uit la urmă să spun, mă bucur faptul că în cadrul Universității Tehnice sunt noi teze, ceea ce este un prilej pentru a fortifica nu numai Universitatea Tehnică a Moldovei, dar și Republica Moldova cu specialiști în altă calificare, de care Republica are tare mare nevoie. De aceea, dumneavoastră, elaborați, dacă ar fi nevoie, noi venim și vă susținem. Am scris un aviz. Teza mi-a făcut o mare, multe emoții pozitive mi-a adus, o satisfacție profesională. Am scris un aviz tocmai de 8 pagini, niciodată n-am scris așa de mult. Și dacă eu îl citesc, eu cred că o să-l scurtez un pic ca să ne încadrăm tot și astăzi să finalizăm susținerea acestei teze. Vreau zic că subsemnatul doctor în științe tehnice, profesorul universitar Gheorghe Căpățână, nominalizat prin hotărârea Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, în calitate de referent oficial la tezei cadru sistemic de securitate a comunicațiilor electronice pentru instituțiile de învățământ superior de Republica Moldova, autor Alexei Arina, prezint următoarele aprecieri și concluzii rezultate unor examinări și evaluări. Aici un pic mai reduc din expunere. În teza de doctor sunt prezentate și mă refer la actualitatea problemei abordate. În teza de doctor sunt prezentate unele informații referitoare la atacuri cu impact major asupra infrastructurilor critice de stat din diferite țări, care au compromis, se spune, suma fantastică de
de înregistrări și au provocat distrugeri semnificative, compromiterea computerilor, agențiilor guvernamentale, blocarea unor site-uri web din sectorul privat și public, întreruperea de funcționare unor sisteme informaționale de distribuție, de transport, sistem bancar, etc. Domeniul educației nu face parte din infrastructura critică de stat, însă domeniul educației gestionează un volum considerabil de date sensibile, date personale, rezultate ale cercetărilor și informații referitoare la proprietatea intelectuală. În introducerea tezei se prezintă într-o formă rezumativă actualitatea și importanța temei abordate, accentuând faptul că teza are, într-o anumită măsură, un caracter interdisciplinar care poate fi redat prin sintagma cadrul sistemului de securitate, comunicații electronice, instituții de învățământ superior. Tot în introducere este pus în evidență faptul că cercetarea propriu-zisă este desfășurată pe trei dimensiuni. Securitatea informațională, comunicațiile electronice, instituții de învățământ superior. În primul capitol, intitulat Securitatea comunicațiilor electronice, sunt definiți termeni specifici ale domeniului, sunt date, definite toate conceptele care sunt folosite și în acest capitol se constată că sursa amenințărilor și de securitate ale rețelelor de comunicații electronice bazate pe protocolul internet variază de la amenințările pe care le prezintă utilizatorii, sistemele informaționale, dispozitivele terminale, până la producătorii tehnologiilor și comunicațiilor electronice. Cu toate că există tendința de a dezvolta sisteme de securitate ale comunicațiilor electronice în jurul tehnologiilor informaționale, cea mai mare vulnerabilitate o prezintă totuși utilizatorul. Asta doamna doctorandă a menționat și eu o să mai revin la această constatare, la această afirmație. Cadrul normativ național și european cu privire la securitatea comunicațiilor electronice, esența și particularitățile comunicații electronice ale instituțiilor de învățământ superior, specific cu comunicații electronice universitare, amenințările de securitate ale rețelelor, stadiul cercetărilor în domeniul securității comunicații electronice, instituții de învățământ superior, studiul empiric al situației actuale instituții de învățământ superior în Republica Moldova. În capitol se constată că comunicațiile electronice sunt extrem de susceptibile la atacurile cibernetice, deoarece anume de securitatea acestora depinde de siguranța online a utilizatorilor și capacităților organizațiilor de a funcționa. În protocoalele utilizate pentru comunicații, de asemenea prezintă, asta e al doilea fapt care important, toate sunt importante, dar acestea sunt, au o însemnătate distinctă. Protocoalele utilizate pentru comunicații electronice asemenea prezintă riscuri sporite de securitate, precum sunt interceptarea comunicațiilor, accesul și controlul dispozitivelor de la distanță, impersonarea, refuzul serviciilor care pot perturba funcționarea întregului sistem de comunicații electronice. Analizând modalitățile cunoscute de abordare securității comunicații electronice al instituțiilor de învățământ superior, în teză se argumentează strategia de elaborare a sistemului corespunzător de sus în jos. Conform acestei strategii, proiectul este inițiat de managementul superior, apoi se setează obiectivele, urmează verificarea rezultatelor obținute după implementarea centralizată a politicilor, cerințelor și controlelor de securitate informațională. Urmează alocarea de resurse, planificare, gestionare, procesul de implementare, urmărind scopul de a influența cultura organizațională și abordarea corespunzătoare a procesului de securitate a comunicațiilor electronice. Această etapă cercetării, studiul empiric al situației actuale în instituțiile de învățământ superior de Republica Moldova reprezintă o fază extrem de importantă a procesului de securizare a instituțiilor, deoarece permite evaluarea stării actuale în domeniul cercetat. Metoda utilizată pentru identificarea provocărilor și abordarea securității și comunicațiilor electronice în instituțiile de învățământ superior de Moldova a constituit sondajul bazat pe chestionar. În sondaj inițial au participat 9 cele mai mari instituții de învățământ superior de Moldova. Analiza chestionarilor sondajului este voluminoasă, mă opresc doar la analiza gestiunii riscului cibernetic și răspunsul la incidente. Reieșind de rezultatele sondajului, s-a constatat
ca acțiune generală pentru abordarea riscurilor informaționale și răspunsuri la incidente se realizează în cel mai bun caz de doar 66% din instituțiile respondente. Au fost constatate următoarele puncte cheie: evaluarea riscurilor cibernetice, verificările ad hoc, lipsa sistemelor de monitorizare a rețelelor, neraportarea către organizațiile guvernamentale a incidentelor de securitate. Rezultatul studiului AMPOM a stării securității informaționale, instituțiile de Sănul Superior de Republica Moldova, considerat problema cercetării doctorale, elaborarea unui cadru sistemic național de securitate a comunicațiilor electronice pentru instituțiile de Sănul Superior de Republica Moldova, care să asigure abordare holistică a problemelor de securitate a comunicațiilor electronice, prioritate la nivel internațional în ultimul timp, în ultimii ani. În finalul analizei acest capitol, revenim la două postulate expuse în teză. Primul, protocoalele utilizate pentru comunicații electronice prezintă riscuri sporite de securitate și, doi, cea mai mare vulnerabilitate o prezintă totuși utilizatorul. Într-adevăr, fiecare protocol poate fi privit ca o teorie informală axiomatizată în sensul Eliot Mendelssohn, care, conform teoremelor de incompletitudine a lui Kurt Gödel, demonstrează imposibilitatea unei formalizări complete a amenințărilor de securitate cunoscute și a celor ce vor urma. Cercetarea de doctor confirmă acest fapt. Datorită caracterului permanent dinamic și iterativ a securității, protocolul cadrului nu pretinde a fi varianta completă. Revenind la cele două postulate, putem concluziona că a. Utilizatorul trebuie să respecte protocolul internet chiar dacă acesta nu garantează securitatea informațională a universității, dar pretinde să diminueze riscul cibernetic. Și B. În caz contrar, comportamentul nedisciplinat, irresponsabil al utilizatorului poate deveni o amenințare semnificativă a sistemului informațional a universității. În capitolul al doilea, intitulat metodologiei de dezvoltare a cadrului sistemic de securitate a comunicațiilor electronice, au fost studiate metodologiile cunoscute de proiectare sistemelor aplicative la dezvoltarea cadrului sistemic de securitate și selectată metoda Design Science Research. Metoda se potrivește cel mai bine pentru dezvoltarea cadrului sistemic de securitate a comunicațiilor electronice, care trebuie să demonstreze o valoare aplicativă mare, permită abordarea holistică, identificarea cerințelor de securitate comune a comunicațiilor electronice gestionate de instituțiile de învățământ superior, să aducă inovație. În literatura de specialitate au fost identificate 6 etape tipice ale proiectului. Aici sunt numite acele 6 etape. Doctorandul a elaborat un ciclu de viață care permite designul, proiectarea cercetării cadrului sistemic și a descris etapele dezvoltarea acestuia. Aceste etape sunt, le-am expus și Dumeele a expus și eu le-am expus în aviz. În capitolul al treilea al tezei, intitulat Cadrul sistemic de securitate a comunicațiilor electronice universitare, este argumentat teoretic cadrul sistemic de securitate a comunicațiilor electronice. Au fost analizate problema securității comunicațiilor electronice în universități, cadrele normative naționale și europene, rapoartele anuale publicate de organizațiile specializate. S-a constatat că una din problemele principale când se analizează securitatea comunicațiilor electronice în cadrul universității este lipsa unei abordări sistemice care să ia în calcul bună funcționare serviciilor electronice ale universității în calitate de sistem independent. În cadrul fundamentării teoretice a cercetării a fost formulată o nouă definiție a securității comunicațiilor electronice bazată pe elementele cheie ale conceptului utilizând modelul de securitate Clemens-Hoffmann pentru descrierea formală a sistemelor de securitate și argumentarea necesității unei abordări sistemice a procesului de securizare a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice universitare. Aici, în teză, se prezintă două definiții ale cadrului din literatură și apoi se prezintă definiția autoarei. În teza de doctor sunt expuse definiții, autoarea expune următoarea sa definiție. Cadrul sistemic de securitate este definit ca un construct derivat din sinergie standardelor din domeniu și a celor mai bune practici recomandate de organizații specializate și cercetători, rezultat de implementarea metodelor științifice relevante, care conține instrucțiuni clare pentru a reduce riscul cibernetic
în rețelele de calculatoare electronice universitare. Conceptul de securitate a comunicațiilor electronice este definit ca realizarea obiectivelor de securitate, confidențialitate, integritate, disponibilitate, cu scopul de a asigura un nivel acceptabil de securitate rețelelor și serviciilor tehnologiilor comunicaționale, hard, soft, față de amenințările cibernetice prin alocarea de resurse pentru a reduce riscurile cibernetice prin cerințele și politicile de securitate implementate. Obiectivele securității sunt confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea. Calitatea serviciilor necesită nivelul de securitate în dependență de tipul serviciilor pe care le prezintă și de mediul în care se află. În calitate de model formal pentru descrierea sistemelor de securitate este folosit modelul Clemens-Hoffmann, bazat pe teoria grafurilor, mulțimile faze și teoria probabilității. Modelul descrie sistemele de securitate ca fiind compuse din următoarele seturi faze. Seturi faze, nuanțate, logică, mulțimi și logică nuanțată. Obiecte ce necesită protecție, amenințări de securitate, cerințe de securitate, relația dintre acestea. Obiectele expuse riscului sunt activele universitare bazate pe comunicații electronice. În baza acestui model, autoarea a dezvoltat trei definiții a sistemelor formale de securitate. Ultima definiție folosește termenii teoriei grafurilor. Cadrul se definește ca sinergie standardelor din domeniu și a celor mai bune practici recomandate de organizații specializate și cercetători, abordate prin implementarea metodelor științifice relevante. Cadrul urmează să fie dezvoltat organizațional și operațional pentru utilizare ca ghid de implementare a propriului concept de securitate de către instituții de învățământ superior din Republica Moldova, fiind orientat pe specificul de servicii electronice academice naționale. Definițiile construite au fost folosite la abordarea sistemică a securității, comunicațiilor electronice în mediul universitar, dezvoltarea aspectelor organizaționale și operaționale ale cadrului, abordarea sistemică a securității comunicațiilor electronice, dezvoltate în cadrul universității, utilizată modelul recomandat de standardele de securitate, modelul abreviat de PDCA, plan și așa mai departe, cunoscut ca ciclu Deming. Doamna Arina Alexei a aplicat acest ciclu pentru asigurarea calității cadrului de securitate. În baza acestui model a elaborat un ciclu de viață folosind ulterior la dezvoltarea cadrului universitar. În continuare, în teză, au abordat sistemic securitatea comunicațiilor electronice, demarând în procesele organizaționale de dezvoltare sistemului orientate. Da, la, aici sunt enumărate o gamă de procese și în limitele teze au fost utilizate următoarele 7 etape ale dezvoltării cadrului. Elaborarea politicilor de securitate, identificarea activelor bazate pe comunicații electronice importante, identificarea obiectivelor de securitate în dependență și dependența de sistem, identificarea amenințărilor de securitate, evaluarea riscului cibernetic, identificarea cerințelor de securitate, completarea depozitului cu controle de securitate relevantă. Indicatorii de performanță au fost selectați conform prevederilor standardelor internaționale, după cum ISO 27001 și ISO 27005, în cadrul cadrului normativ european, având la bază modelul de securitate Clemens-Hoffmann. În acest capitol au fost expuse 5 modele elaborate de autoarea tezei de doctorat. Este expus sistemul instrumental I-Cadru, construit conform modelului formal Clemens-Hoffmann. Sistemul instrumental este destinat susținerii procesului de implementare a activităților propuse în cadru pentru a minimiza efortul necesar activităților de management. Și e-cadrul este o aplicație web scrisă în PHP, în trei limbaje și cu utilizarea bazei de date MySQL. În capitolul 4 a tezei, intitulat Evaluarea cadrului sistemic de securitate a comunicațiilor electronice,
are scopul de a evalua prototipul cadrului sistemic de securitate a comunicațiilor electronice dezvoltat pentru o facultate. Este expus un studiu de caz de simulare a implementării cadrului în cadrul unei facultăți a Politehnicii, apoi este organizat un sondaj final cu două paneluri de respondenți. Panelul 1, experți din domeniul din companiile din Republica Moldova și Străinătate, panelul 2, specialiști responsabili de la UTM. În scopul bunei organizații a sondajului privind evaluarea calitativă a prototipului, a fost solicitată experiența respondenților la sondaj și a doi profesori din Germania. Avizele sondajului au fost pozitive. La evaluarea prototipului cadrului s-a folosit tehnica Delphi. Sondajul, valoarea coeficientului, a fost calculat coeficientul de concordanță numit W și al lui Kendall. Acesta reflectă gradul acordului între evaluatorii sondajului referitor la calificativele rezultatelor științifice obținute. Valoarea coeficientului W al lui Kendall este de 0,37, constituie 0,752 și reflectă un acord puternic între cele două paneluri ale studiului. Astfel s-a confirmat că prototipul cadrului dezvoltat statistic satisface criteriile de valoare specificate. Noutatea cercetării. Originalitatea și noutatea cercetării este confirmată prin abordarea sistemică și cuprinzătoare a procesului de asigurare a securității comunicațiilor electronice în instituțiile de învățământ superior. În teză au fost prezentate rezultatele obținute care, în opinia referentului, sunt originale și reprezintă o contribuție semnificativă la elaborarea unui cadru sistemic național de securitate a comunicațiilor electronice pentru instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, care să abordeze holistic problemele aferente securității comunicațiilor electronice prioritare la nivelul internațional în ultimii ani. Valoarea aplicativă a cercetării constă în elaborarea unei soluții practice a cadrului sistemic național de securitate a comunicațiilor electronice. Baza teoretică, teza este fundamentată de concepte teoretice explicite, confirmate de semnificația teoretică, contribuții importante la dezvoltarea bazei teoretico metodice în domeniul securității sistemelor. Validarea rezultatelor teoretice ale cercetării este realizată. Rezultatele au fost implementate în trei instituții de învățământ superior, Politehnica, Universitatea de Medicină, Universitatea ULIM, în procesul educațional academic în cadrul Universității Tehnice a Moldovei. Structura tezei este bine structurată, fiecare capitol și lucrarea în ansamblu se încheie cu concluzii profunde și clare, titlul tezei, lista lucrărilor publicate de autoare și rezumatul tezei sunt în concordanță și reflectă pe deplin și corect conținutul tezei. Sinteza bibliografică realizată este bine sistematizată și pune în evidență rolul și locul tematic discutate în contextul general de specialitate. Observații. În general, lucrarea este bine structurată și face o impresie favorabilă. Noi, când vorbim de o lucrare în domeniul tehnico-științific, noi întotdeauna știm că ea nu poate fi superlativul perfecțiunii. După asta urmează altă etapă. Ea poate fi continuat până la infinit. Și asta se vede și în perspectivele care sunt spuse în cadrul lucrării. Deci noi, dacă ar fi să ne uităm critic, întotdeauna putem să găsim ceva care să spună că ceva nu-i făcut așa, ceva mai sunt rezerve, dar eu am așa o impresie că noi ne bucurăm și până și soarele are pete, dar noi ne bucurăm de lumina soarelui, ne bucurăm de ziua de azi cu speranța că mâine va fi și mai mult și mai bine. Observațiile, am văzut observații cu caracter tehnico-redactare. Aceste observații nu sunt multe, nici semnificative și nu afectează valoarea științifică și importanța practică a tezei de doctor. Concluzii. Teza de doctor în știință tehnică, autor doamna Alexei Arina, se scrie într-un domeniu actual cu științe moderne, cu importante implicații practice, a demonstrat un nivel științific și aplicativ înalt, care aduce
contribuții importante, originale, formate dintr-o nouă metodologie de conceptualizare și elaborare a unui cadru sistemic național de securitate a comunicațiilor electronice pentru instituțiile de învățământ superior de Republica Moldova și care abordează holistic problemele aferente securității comunicațiilor electronice prioritare la nivel internațional. Teza examinată este o lucrare de cercetare științifică definitivată, bine structurată, în bine reușit rezultate teoretice și practice în domeniu, este efectuată de către autoare, de sine stătător și la un nivel științific înalt. În lucrare sunt prezentate rezultatele investigațiilor care pot fi calificate ca fiind contribuții științifice noi, constatări și concluzii generatoare de noi direcții pentru științele inginerești. Având în vedere contribuțiile importante identificate în teza de doctor, cadrul sistemic de securitate a comunicațiilor electronice pentru instituțiile de învățământ superior de Republica Moldova, apreciez că aceasta conține rezultate originale de o valoare științifică, teoretică și practică semnificativă în domeniul științei, educației și corespunde cerințelor înaintate față de tezele de doctor de care Agenția Națională de Asigurare Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova. Autoarea cercetării, doamna Alexei Arina, merită conferirea gradului științific de doctor în știință inginerești la specialitatea 231.02, Inginerie și Tehnologie Comunicațiilor Electronice. Vă mulțumesc! Mulțumim! Întrebări către referența oficială. Domnul Căpățână, actualmente îi spune nu grad, dar și titlu. Eu, în timp cât s-a pregătit teza, s-a schimbat că era, inițial era și doctor în științe tehnice, acum a devenit doctor în științe inginerești. Eu mă adaptez la ce și-a spus de azi. Mulțumesc. Poate în loc de Politehnică ai depus Universitatea Tehnică. Că asta eu am învățat la Politehnică. Dar puțin. Da, eu întâmplător, mai n-am spus că mai n-am spus Politehnică în Chișinău. Eu chiar sunt mândru că am absolvit Universitatea. Asta a fost în timpul. Nu vă bateți la temă. Deci, cuvântul se referă candidatului pentru a răspunde la obiectele și sugestiile făcute de către ce referință oficială. Eu am luat în calcul, da, sunt de acord cu obiecțiile, am explicat și o să aduc unele mici modificări, ca de exemplu ce aici a relatat domnul Costa și în privința concluziilor, am să reformulez astfel încât să fie corect. Și cam atât. Mulțumesc. Și acum trecem la discuții asupra valorii științifice tezei, la care vor participa toți doritorii care asistă la ședința aceea de azi. Poftim, cine dorește? Da. După așa deci, prezentare, membrii Consiliului la urmă și expun părerea asupra noutății, valori științifice, obligatorii, după caz. Deci, cine dorește, e cuvânt în discuție, care nu sunt membri, după aceea membri. Consiliul nous. Mulțumim. Deci, atunci membrii Consiliului trebuie să-și expună părerea. Începe de domnul Cojocare, doctor informatic, poftim. Mulțumesc, domnul președinte. Mărturisesc, tematica dată este una foarte aproape de activitatea mea. Eu aș mai amintesc când am început și o rețea de calculatoare, inclusiv prin cămini, nu doar pe universități, care ține, de fapt, de, într-adevăr, comunicații electronice ale Institutului de Învățământ Superior. Parte, de fapt, care nu cam prea o au, de mult n-am mers prin cămini să văd ce se întâmplă acolo, dar mi-ar fi interesant dacă este acea infrastructură de comunicații electronice parte a întregului ecosistem universitar. Mărturisesc, din păcate, în ultimul studiu a unor experți privind transformarea digitală în Republicii Moldova,
A fost menționat că în sistemul educațional există tocmai zero servicii electronice. Asta este un minus foarte mare. Sunt de acord cu domnul profesor Costaș. Chiar demn Consiliul Științific în care noi participăm să dezbatem mai chiar un seminar axat pe aceste probleme a serviciilor electronice în învățământul din Republica Moldova, în special învățământul superior, deoarece noi avem un element, un punct slab și dacă am face, vorbim la pierderi, există așa numitele pierderi a neimplementării anumitor cerințe. Dacă vorbim de cerințe de securitate informațională și în special și la tematica dată, de fapt, ce s-ar întâmpla dacă la universitate ar dispărea internetul pe câteva ori? Închipuiți câte s-ar pierde. Dar vreau să menționez doar în perioada când s-a lansat Academia de Securitate Cibernetică, eu amintesc site-ul universității nu funcționează. Adică persoanele rău intenționate știu cum să... riscul pierderii de imagine este tot o pierdere foarte importantă de securitate. Alt element care astăzi l-am citit într-o publicație științifică, de fapt cheltuieli al nu cheltuieli, dar de fapt proiecte câștigate de Republica Moldova în programul Cadru 7 și programul Orizont 2020, ține de cumpărare de cercetare, în 2020 în programul Orizont 2020 cea mai mare investiție de peste 1 milion de euro a fost câștigată de o asociație care e ține de infrastructura de comunicații electronice învățământ superior de Republica Moldova, RENAM. Întrebarea mea, tot în același timp, sunt milioane de euro care se investesc acum în universități, tot pe acest component de infrastructură, care ar trebui luat în calcul. Deoarece noi avem, suntem martori unor pierderi esențiale al neimplementării acestor cerințe. Oricatul acesta sistemic abordat în lucrare, pus în implementare și eu, de ce și-am dat întrebarea, am provocat, de fapt, doctoranda ca să abordeze problema dată și în cadrul Academiei pentru a pune în aplicare. Deci, deoarece pierderi pot fi foarte mari. S-a dezvoltat această rețea de comunicații electronice în Republica Moldova de interconectare a tuturor instituțiilor de învățământ superior într-o rețea unică și noi avem un CERT, echipă de răspuns la incidente de securitate cibernetică în Republica Moldova pentru dedicat special învățământului superior, care din păcate acum nu știu cât de activ, dar e cam puțin activ, ori o parte din învățământ, din instituțiile de învățământ superior nici nu sunt conectate la această rețea. Ea e special creată o rețea paralelă cu tot ce ține de rețelele private de transport date în lume, conectate la rețeaua GEANT, acolo unde sunt conexiuni și conexiuni la centre de date, inclusiv unde ce ține de componentă de cercetare. Ori noi avem parte componentă rețelele de seismologie, care este, de fapt, parte componentă acum care este absorbită de Universitatea Tehnică, Universitatea de Stat. În același timp, noi avem rețelele de comunicații electronice ale acestor senzori de meteo a Universității Agrare care a fost absorbit. Noi avem repozitorile de date, o mulțime de reviste electronice, centruri, bazele date a universităților absorbite, acum unele nu sunt accesibile. Adică noi avem niște pierdere, de fapt, ce se întâmplă de ani de zile care au fost acumulate cunoștințele, cum a spus domnul profesor Costaș, el de fapt rămâne inaccesibil. Sunt niște pierderi masive de date. Vreau să menționez ce am spus de această a doua publicație care este indexată în Scopus. Mi-a plăcut ideea, de fapt, abordează componenta temei de teze și o să argumentez de ce este la tema tezei, deoarece dumneavoastră s-a extins tematica, a ieșit din cadrul instituțiilor de învățământ superior, abordând și întreprinderile mici și mijlocii. Ori, exact această conexiune cu business-ul este parte componentă acestui ecosistem de comunicații electronice. Mi-a plăcut foarte mult că
a menționat elementele principale, ierarhizarea acestor segmente de transport date, nu doar prin diferite medii de transport date, atât prin fibră optică, comunicații prin rețele fără fir, ori având la nivel european serviciul EDUROM, unde noi putem cu acces la date să migrăm, să avem acces la date oriunde în institutele de învățământ superior în lume care sunt conectate la acest serviciu. Și este foarte important că s-a luat în calcul și mizează foarte mult că va fi plus în aplicare, începând cred că cu facultatea unde ne aflăm noi acum, este cea mai relevantă. Mi-ar plăcea foarte mult dacă vom fi invitați, nu doar acum, dar și pe viitor, pentru a valorifica aceste... Eu încerc să rezum. Mulțumesc! Concluzia, concluziile este merită, că merită la teză. Să fie, să deține titlul de doctor în științe la specialitatea respectivă. Mulțumesc! Și acum cuvântul se referă domnul Avram Ion, doctor în științe tehnice și conferința universitară. Mulțumesc frumos, domn președinte! Stimată asistență! Eu am fost referent la departament când s-a prezentat prima teza la seminarul științei. Un șir de observații am înaintat atunci, astăzi observații n-am. Sunt bucuros că observațiile legate de temă inclusiv și de conținut au fost luate în vedere și au fost transformate în ceea ce am auzit astăzi. Doctoranda și conducătorul au depus un efort foarte mare pentru a face ca teza să fie caritativă, temă destul de actuală și eu consider că astăzi eu felicit pe doamna Alexei că dumnei a primit și un cod acolo în clasificatorul cel al decimal universal. Chiar am controlat. Este acolo dumnei. Bravo, felicitări. Consider că doamna Alexei merită să-i se atribui titlul de doctor în științe inginerești la specialitatea corespunzătoare. Mulțumim! Cuvântul se oferă domnul Babi Victor, doctor în științe conferențiar universitar. Deci, tematica evident că este foarte actuală. Important este faptul că este abordată infrastructura ca model și metodă de analiză și cercetare a sistemului de securitate informațională și cibernetică. S-ar părea că iată, divizarea aceasta dintre, sau abordarea problemei din punct de vedere a unei instituții de învățământ superior, nu este foarte importantă, dar din punctul meu de vedere este foarte importantă, pentru că noi nu luăm în calcul atunci când are loc un atac cibernetic, cine îl efectuează. Din punct de vedere a universității, foarte frecvent este atacată din interior, pentru că studenții sunt foarte ingenioși, sunt foarte, cum spun eu, doritori de cunoștință, de noi informații și tot timpul apasă acolo unde poate trebuie și unde nu trebuie. Și din dorință sau din bună voință, din intenții bune sau rele, fac câte un lucru foarte rău. Prin faptul că pot distruge și informații și respectiv aduc daune. Și iată, specificând unele aspecte ale sistemului de securitate cibernetică pentru învățământul superior, cred că este foarte important și foarte binevoit. Un alt aspect, deci, din punct de vedere de conținut și pregătirea profesională, consider că doamna Alexei merită titlul de doctor în științe tehnice și vin cu propunerea către ANACEC că îi se conferă titlul de doctor în științe tehnice la specialitatea 21, 231
1.02, Inginerie și Tehnologie Comunicațiilor Electronice. Mulțumesc! Deci, educare de vină, cu teme, doctor informatic, diferențial în universitate. Mulțumesc, onorată asistență. Deci, tema abordată în teza de doctor este foarte actuală. Soluția propusă în unui fabric sisteme de securitate a comunicațiilor electronice vine anume cu soluție special pentru instituțiile de învățământ superior și noi. Rezultatele obținute sunt confirmate prin publicații științifice, pentru listă de publicații științifice și certificate de implementare, în cadrul Universității Tehnice a Moldovei, Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețeanu și Universitatea ULIM. Teza corespunde cerințelor în vigoare reglementate de NACEC și doamna Arina Alexei merită conferirea titlului de doctor în științe ingineriești la specialitatea 231.02 Inginerie și Tehnologie Comunicațiilor Electronice. Mulțumim! Și acum eu voi prezenta avizul meu. Deci, teza de doctor în științe inginerești, elaborată de către doamna Arina Alexei, prezintă o lucrare finalizată de cercetări științifice integre cu un nivel științific și aplicativ original, care aduce contribuții importante în elaborarea fundamentară unei abordări sistemice și cu prezentarea procesului de asigurare și îmbunătățire a securității comunicației electronice în instituții de învățământ superior. Rezultatele obținute de către autor sunt autentice, dovedite prin calcule analitice și simulări cu toolkit-uri specializate, iar concluziile sunt justificate. Lista lucrărilor publicate de autor reflectă pe deplin și coerent conținutul tezei. Autoarea tezei de doctor, prin cercetările efectuate, a demonstrat că poate formula științific probleme, a elabora modele matematice, propune noi metode de rezolvare și le poate fundamenta teoretic. Realizează algoritmi eficienți de calcul ce conduc la rezolvarea problemei în cauză. Astfel, teza de doctor elaborată doamna Arina Alexei reprezintă o cercetare valoroasă a problemei investigate care s-a concretizat prin studii coerent, bine fundamentat atât științific cât și practic în domeniul științei securității comunicației electronice. Consider că teza de doctor examinată în Consiliul Științific Specializat de 231.02.23.31 din cadrul Universității Tehnice a Moldovei corespunde tuturor cerințelor înaintate de ANACEC al Republicii Moldova către tezele de doctor. Și doamna Arina Alexei merită conferirea titlului de doctor în științe inginerești la specialitatea 231.02. Mulțumim pentru atenție. Deci, în conformitate cu regulamentul, membrii Consiliului Științific s-au expus părerea asupra noutății valorii științifice și acum acești membri se vor retrage într-un birou separat pentru votare nominale a hotărârii pentru atribuirea sau conferirea titlului de doctor în științe inginerești respectiv. Eu voi da citire procesul verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat de 231.02-23-31 Ingineria și Tehnologia Comunicațiilor Electronice în cadrul Universității Tehnice a Moldovei din 17 noiembrie 2023. În vederea conferirii titlului științific de doctor în științe inginerești doamnei Alexei Arina, în baza susținerii publice a tezei de doctor în științe inginerești cu titlul Cadrul sistemic de securitate a comunicațiilor electronice pentru instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Au fost prezenți la vot 5 membri ai Consiliului Științific Specializat.
S-a votat pro 5 membri ai Consiliului Științific Specializat, contra 0 membri. Și semnătura respectivă. Felicitările noastre, vrem succese. Și acum, în conformitate cu regulamentul, secretarul științific va da citire proiectul de hotărâre a Consiliului Științific Specializat de 231.02.23.31. El este pe 4 pagini, da? Deci, membrii Consiliului Științific au făcut cunoștință, sunt observați sau nu. Noi trebuie să votăm vot deschis. Votează numai membrii Consiliului Științific Specializat. Da, citim. Hotărârea Consiliului Științific Specializat. Deci, concluzia citește. Concluziile generale și recomandări practice. Consiliul Științific Specializat remarcă volumul mare de muncă, bună sistematizare și interpretare corectă a rezultatelor obținute în teza pretendenței Alexei Arina. Teza este de un nivel științific înalt, confirmat și prin faptul că rezultatele cercetărilor întreprinse de autor au fost acceptate și publicate în reviste științifice de prestigiu din țară și străinătate. Conținutul tezii, modul de abordare, elementele de originalitate, cercetările teoretice și aplicative efectuate sunt elemente esențiale și motiv pentru care considerăm că teza de doctor a doamnei Alexei Arina corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetarea Republicii Moldova și specialității 231.02, Inginerie și tehnologia comunicațiilor electronice, reieșând din cele expuse asupra, Consiliul Științific Specializat D 231.02.23.31 din cadrul Universității Tehnice a Moldovei hotărăște 1. A conferi doamnei Alexei Arina titlul științific de doctor în științe ingineriești, specialitate 231.02, Inginerie și tehnologia comunicațiilor electronice. 2. A solicita Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare confirmarea hotărârii Consiliului Științific Specializat D-231-02-23-31 de a conferi doamnei Alexei Arina titlul științific de doctor în științe ingineriești la specialitatea 231.02 Ingineria și tehnologia comunicațiilor electronice cu eliberarea diplomei respective. Pentru conferirea titlului științific de doctor în științe ingineriești, doamnei Alexei Arina, Consiliul Științific Specializat, în prezența a 5 membri, a votat în felul următor. Pro 5 împotriva 0. A, ce scuze. Votăm. Votăm, da. Contra? S-a obținut? Mulțumim. Deci, și acum se oferă cuvântul încheiere a candidatului de la Timpul Științific. Poftim. Vă mulțumesc mult pentru decizia pe care ați luat-o, fiecare obiecție pe care ați avut-o pe parcursul întregului proces de susținere a tezei a contribuit și a adus contribuții valoroase în teză. Vă mulțumesc pentru aceasta și pentru onoarea de a deveni doctor în științe ingineriești. Cred că este scopul pe care spre care am mers cel mai mult. Vă mulțumesc. Mulțumim. În conformitate cu regulamentul, declară închisă ședința Consiliului Științific Specializat.